Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, și inspectorul general al Inspectoratului Școlar, Gheorghe Lazăr, au acceptat provocarea televiziunii Intermedia și au făcut un control inopinat la Școala Generală numărul 4 din Suceava, ca să vadă cum sunt fructele pe care le primesc copiii prin programul guvernamental. Am lansat provocarea după ce mai mulți părinți s-au declarat nemulțumiți de calitatea merelor. Aici aveți fișile de primire, bănuiesc, nu? Da, aici fișile de primire, azi au fost cu laptele, parcă a fost astăzi laptele, parcă a venit astăzi. Nu prea mă... Modest, hai să vedem ce avem aici, cum arată merele astea și dacă... Am văzut frumoase, într-o zi am văzut câteva mai... Cătălin Nechifor s-a declarat mulțumit de calitatea fructelor găsite la școala 4. Totuși, pentru că au existat nemulțumiri ale părinților care au elevi la alte școli din municipiul Suceava, le-a cerut vehement directorilor unităților de învățământ din tot județul să nu recepționeze merele care nu sunt conforme. Merele pe care le primim la noi în școală sunt de calitate, deci de o bună calitate, și de la fălticeni le primim. E foarte important ca ceea ce se întâmplă în aceste programe să respecte condițiile, pentru că noi plătim bani publici, de fapt banii românilor ajung la firmele care livrează aceste mere și laptele și cornul, și e foarte important ca toți să-și facă datoria, și încurajez pe această cale și directorii de școli, dar și persoanele care sunt responsabile, și părinții și copiii, să sesizeze ori de câte ori există vreo situație ne la locul ei, pentru că atunci trebuie luată măsuri. Astăzi am verificat personal la școala 4 cu domnul inspector șef școlar, domnul Lazăr, cu doamna director de aici. Lucrurile sunt în regulă aici, dar asta nu înseamnă că la fel pot să stea în cele 80 ceva de școli care sunt în județ. Prin acest demers vreau să atrag foarte clar atenția la toți cei care sunt responsabili, de la firma care livrează, la cei care le recepționează, să-și facă datoria, pentru că în condițiile în care vom găsi clar probe că lucrurile nu sunt în regulă, vom lua sancțiuni, vom acorda sancțiuni drastice și lua măsuri pe cale de consecințe, inclusiv legale. Și inspectorul general, Gheorghe Lazăr, le cere directorilor de școli să aibă grijă atunci când primesc merele pentru elevi și să refuze fructele dacă sunt stricate. În afară de Colegiul Eminescu, unde a fost acea problemă, nu am avut niciun fel de reclamație. Din partea Inspectoratului Școlar răspunde domnul Puiu și el monitorizează în toate momentele felul în care se desfășoară acest program. Programul este important și prin faptul că aduce un aport copiilor de vitamine în această perioadă și pentru că toți beneficiază de program, este important să fie condus și dus la bun sfârșit. Au voie școlile să refuze merele care nu sunt de calitate? Sigur că da, au voie să refuze și chiar am indicat directorilor să refuze toate loturile, nu numai de mere, și corn și lapte. Pe de altă parte, Cătălin Nechifor a explicat că merele pe care le primesc copiii din județul Suceava sunt produse la fălticeni, sunt sănătoase și netratate. Ar mai fi un lucru important de spus, pentru că discutam aici de mere care sunt produse mai natural, să spun, pentru că în ziua de azi nu mai e nimic 100% natural. Față de merele care sunt în comerț și care sunt de proveniență de import din țări precum Polonia sau Ungaria și care arată într-adevăr spectaculos, lucioase, frumoase, care țin poate și 2 ani dacă le păstrăm. Aceste mere care sunt produse în județul Suceava și asta ne bucură, sunt mere naturale, arată un pic mai ca pe vremuri, sunt mai conforme cu ceea ce trebuie să primească copiii ca și aport de vitamine și nutrienți, și lucrul ăsta trebuie foarte clar specificat. Peste 60.000 de copii din județ primesc mere la școală prin programul guvernamental care are ca scop încurajarea consumului de fructe. Licitația pentru achiziția merelor a fost organizată de Consiliul Județean Suceava.